Bine v-am regăsit. Știți, drujbița mea, Makita e a 3200S. Am avut ceva probleme cu ea, a fost prin service. Ce făcea sau cum făcea, ca să vă explic cât mai bine. Mă trezeam cu ea că se oprește în lucru și nu mai pornea. Caldă fiind, nu mai pornea sub nicio formă și nu știam ce să-i fac. L-am sunat și pe Eugen într-o zi, pe băiatul de la gospodărie în familie, și inițial mă gândeam, zic, să eu trimit să uite la ea, să-i facă vreo revizie, ceva. Eu, după cum știți, nu mă pricep sau nu, încă n-am reușit eu să deslușesc așa foarte bine cum e cu motoarele astea termice. Și omul mi-a zis, zice, eu pot să mă uit în ea, să vă fac o revizie de la A la Z, dar n-am cum să-mi dau seama așa prin telefon, sau am încercat să-i trimit poze, să-i arăt, să cu tare, cu tare. Și până la urmă zic că hai că am garanția la ea, zic să nu pierd garanția, mai bine o trimit în service. Mi era un pic lene cu serviciul, că noi avem unul în oraș, dar când am fost acolo mi-a zis că nu mai au contract cu Makita și m-ar fi costat reparația. Și au băgat-o acolo într-o cameră de-aia antifonată, a făcut niște reglaje pe acolo, s-a jucat o leacă pe la carburatorul ăla, mi l-a dat un pic și cam tare. Va trebui să văd cum fac să-l dau înapoi, că mie nu-mi place. Și până la urmă am sunat la Makita, România, mi-au spus unde să-l trimit, am fost până la Târgoviște cu cineva. Am lăsat-o acolo la un service, s-au dus un service și n-a asta mult, cred că în 4-5 zile m-au sunat și mi-au zis să vin să o iau. Ce problemă avea? Era dusă bobina de inducție. Acum eu cred că bobina asta de inducție avea probleme încă de la început. Eu când am luat drujba am văzut că nu pornea așa prea repede cum m-aș fi așteptat. Scria în manual acolo că are un sistem de ăsta de pornire rapidă, nu știu exact cum îi zice, v-am spus că nu mă pricep foarte bine și cred că a fost cu probleme încă din fabrică bobina aia de inducție. În fine, mi-au schimbat-o, acum am pornit-o și merge, nu e mare problemă. Însă să văd cum să fac să-i aduc înapoi relantiu așa cum era, pentru că mi se învârte lanțul. O să o pornesc și o să vă arăt. Și durează un pic cam tare, nu-mi place. Tot la Eugen acolo, că a făcut el un clip cu reglarea carburatorului, la turații înalte, la joase, în fine, probabil le știți. M-am uitat eu un pic, însă el vorbește acolo de un șurub T. Aici la carburator eu nu am T, eu am un L. Judecând după poziția lui, eu la asta cred că trebuie să umblu. H-ul ăsta, nu știu pentru ce e, că deși m-am uitat la clipul lui mai devreme, sunt foarte uituc și greu îmi intră o informație în cap. Așadar, probleme, probleme, probleme și cu drujbița asta de la Makita. Eu nu știu ce să vă spun așa, am căpătat un pic de reținere, să spun așa, față de Makita. Înfiletanta pe care am luat-o cu ceva timp, am dat o gaură într-un beton, s-a nenorocit mecanismul ăla de percuție, a fost și aia prin service, l-au reparat, na, nu pot să zic, dar ideea că ții o sculă nouă și lucrezi ce lucrezi cu ea și pe urmă ești nevoie să o trimiți în service, nu prea îmi place treaba asta. Drujba e al doilea exemplu care negativ pe care l-am cu sculele astea Makita. Acum eu nu mai știu ce să mai cred și cum să mai zic. Sunt o groază de utilizatori care se declară foarte mulțumiți, dar eu am avut probleme și da, nu pot să spun. Poate că să zicem că la mașina de găurit a fost vina mea într-un fel, deși nu a fost nicio vină. Mașina aia are percuție și trebuie să găuresc cu ea fără discuții. S-a stricat după o singură gaură dată într-un beton cu un burghiu de 10.
și nu trebuia să facă chestia asta. Cu drujba la fel. Acum ce să-i fi făcut eu, să-i fi stricat eu bobina de inducție, că aia nu ține de mine. Să zicem că am utilizat-o eu greșit și așa mai departe, dar aia a fost mai mult ca sigur cu probleme din fabrică. Așa că cam asta ce problemă am avut eu cu drujbița asta. Mi-au reparat-o, acum sper să fie ok de acum încolo, să nu mai pățesc și alte ghinioane, că o bobină din asta de inducție era 2 milioane dacă n-aș fi avut garanția la ea și ar fi trebuit să o cumpăr, deci nu era o afacere prea bună. Hai să-i fac o pornire, să vă arăt și vă cum pornește acum și cum face și pe urmă o să încerc să văd dacă reușesc să-i aduc înapoi carburatorul la cum era. Eu trebuie să încep să pun și o mână la ele, că altfel nu o să învăț niciodată. Mai bine umblu, chiar dacă le stric, le aduc eu înapoi, nu e o problemă. Așa am învățat întotdeauna orice. Punând mâna, stricând și după aia am știut unde să umblu și unde să nu mai umblu și așa mai departe. Hai să-i facem o pornire. Sper să mai ai ceva benzină în ea. S-a oprit. De ce s-a oprit? Ai mai avea benzină? Dacă mai avem un pic de benzină aici. Benzină ar mai fi. Ar mai fi destulă cât să stea pornită cel puțin. Ia să vedem. S-a oprit iar. Ca să-mi iasă de-mi părere că nu mai are și alte probleme, m-am dus să-i prepar un pic de amestec, să-i bag, poate nu își mai trage bine de acolo furtunelul ăla din rezervor. M-am dus să prepar un pic de benzină și o alimentez și formă că iar stau cu emoții că are vreo problemă sau ceva. Am făcut 200 de mililitri de amestec. Hai să vedem acum. Nu știu, dar drujba asta m-a ținut numai în suspans de când am luat. Așa. Hai să dau un fum pe asta, că pare secată. Băgăm aici un carburator. Vedem acum. Asta iar nu mai pornește. Iar nu mai vrea să pornesc. Alimentată, tot ce trebuie.
mai pornește. Am fi reușit eu să o nec cumva, dar nu înțeleg cum, că nu aveam de ce să o nec. Că ea s-a oprit în mers, ați văzut și voi. O las un pic. Am impresia că începe să se comporte din nou așa cum făcea și până acum. La cald nu mai pornește. S-a încălzit un pic, nu mai vrea să pornească. Ar fi ghinionul meu suprem să... Uf. Acum are benzină, are tot ce-i trebuie. Mai las 5 minute. Și încerc să mai pornesc chiar. Aici mi-au și zgâriat un service, că eu am o grijă de ele extraordinară și le șterg și le curăț și le protejez. Le trimiți în service și pe aia e doar în fund acolo. De-aia nu mai pot ei de grija ta. Le trântesc pe bancurile alea, pe acolo, le zgârie, Dumnezeu știe ce le face. N-au niciun pic de treabă băieții de la service. Ce nevoie au ei, că eu vreau să am sculele curate și nelovite și nezgâriate. Asta ni n-am văzut-o până acum. Am distrus și lama asta când am tăiat cu lanțul strâmb, era ascuțit. O să vă povestesc și despre lanțul ăla, care e problema. Eu când am cumpărat drujba, cum nu mă pricep eu așa cu ce pilă s-a scut și așa mai departe, l-am sunat la magazin și am întrebat, uite, am drujba cu tare, modelul cu tare, ei știau ce lanț folosește, de cât, cum, și mi-au trimis ansamblu la când am făcut acel clip cu ascuțirea lanțului. Pila e de 5,2 sau ceva de genul ăsta și mi-e trebuie o pilă de 4 acolo. Și de-aia nici nu intra foarte bine la început pila când încercam să ascult lanțul. Și am schimbat, practic forțând, am schimbat curbura dintelui. Dacă, na, trebuie pila de 4, i-am băgat de 5,2 sau de cât e. Și am văzut că nu dă randament, dar zic, na, ce să-i fac. Așa că partea proastă e că și suportul ăla pe care l-am eu la lanț, intră pila aia de 5 sau de cât e. Am băgat o pilă de 4 și stă un pic cam larg, trebuie să stea fix acolo ca să intre bine în canalul. Hai să încerc să mai punesc o dată. Aici. Și eu cu e sus. Amorsată. O mai las, dar se comportă exact cum se comporta până să o trimit la service. Mă uit la ea și nu știu ce să-i fac. Așa cum, nu știu, ne uităm alții la nave spațiale. Habar nu am ce să-i fac. Ar fi trebuit să fie o chestie foarte simplă, de folosit, de utilizat. Dar mie mi-a creat mai probleme. Așa că pun un pic pauză și... O să încerc un pic mai târziu să văd dacă reușesc să o pornesc. Am văzut o chestie când am pornit-o, că lanțul nu se mai învârtea. Eu n-am umblat la drujba asta, n-am umblat la ea de când mi-a venit. Acum am scos-o din cutie. Am pornit-o așa atunci provizorul să văd cum merge și ce a făcut la reparație. Și relanțul era destul de tare. De-aia vă spuneam mai devreme că aș fi vrut să-l reglez, dar acum când cât a stat ea pornită alea câteva secunde, ați văzut că nu se mai învârtea lanțul și nu știu, să petrec lucruri ciudate cu drujba asta stând acolo noaptea singură prin atelier,
Nu știu ce își face ea singură, ce își... Ori lucra spiridușii cu ea. Nu mai pornește, dar cred că e necat, uite, scuipă pe acolo, pe la tobă, niște ulei sau ce ăla. Dar se comportă exact ca atunci când am trimis-o la service. Și cred că asta o să fac și acum. Am obosit la cât am dat la sfoară, nu mai vrea. Eu o să închei clipul, că cred că s-a făcut destul de lung. O mai las o perioadă mai mare, mai încerc peste vreo oră. Dacă pornește, o monitorizez, văd cum se comportă, dar face exact cum făcea și până s-o trimit la service. Eu nu mi-explic ce se întâmplă cu drujba asta. Mi-e greu să cred că s-ar fi dus și bobina asta de inducție pe care mi-au schimbat-o ei, că eu nu am folosit-o, practic. O singură dată am pornit-o atunci când a venit, să văd cum merge și ce au făcut. Și acum când am făcut clipul ăsta, chiar o să-l țin și pentru dovadă, în caz că mă întreabă ce s-a întâmplat cu ea. Altceva, eu nu știu ce să-i fac. Nu înțeleg nici cum s-a necat, că s-a oprit din mers. Acum nu știu, cu șocul ăla e destul de simplu, îl trag în sus, când dă semn de pornire îl deschid, îi mai dau o sforă și ar trebui să o ia. Deci atâta lucru am priceput și eu, nu știu, mai mult de atât nu știu, mă depășește complet. Așadar, am vrut eu să vă arăt ceva în clipul ăsta, dar n-am reușit. O grămadă de probleme. Eu cred că o repar sau văd ce-i fac, o mai trimit în service încă o dată. Dacă îmi vine reparată și așa, cred că scrie pe ea OLX și mă orientez ori spre altceva, ori îmi iau înapoi electrică, cum am avut și înainte, fie pe cablu, fie mai aștept un pic, mai rabd un pic și îmi iau tot machita, dar pe acumulatori. Și, na... Nu mai vreau să mă mai chinui cu asta. Dacă să mai duci o dată în service, ar fi a doua oară. Eu nu mai pot să am bază încredere în ea. Trebuie să văd cum fac să scap de ea, că nu-mi place. Nu e ok, nu e normal, nu e în regulă. Mai e și o gălăgie de bani, o drujba de asta. Ca tare, eventual o să vă mai țină informații, actualizați cu privire la ce s-a întâmplat cu ea, care a fost cauza, ce o să fac cu ea și așa mai departe. Momentan pun stop la clipul ăsta și până data viitoare vă doresc numai bine.